ocazia marcării Zilei Europei, instituțiile europene și-au deschis ușile pentru vizitatori. A mers dintr-o instituție în alta și Cătălin. Cătălin Lungu s-a întâlnit la Bruxelles și cu alți creatori de conținut, membri ai inițiativei Tinerii Ambasadori Europeni, cu activiști civici, dar și cu tineri care au reușit să obțină stagii de practică în instituțiile Uniunii Europene. E, ce faci aici? Eu fac un stagiu la Comisia Europeană. Ah, ok. Da. Tu ești între ăștia 800 din 12.000 care reușesc să intre la stagiu, nu? Cum ai ajuns? Da, e foarte, da, e adevărat, dar nu e așa de greu dacă ai făcut un bachelor sau n-ai nevoie de master sau nu știu ce. Capitala Uniunii Europene l-a întâlnit pe Cătălin cu mult soare, așa că actorul a savurat și din arhitectura orașului. Fiți atenți, asta e cel mai main square, piața cea mai importantă din Bruxelles, așa mi-a spus. Și secret mi-a spus că asta e cam cea mai faină parte din Bruxelles. La revenire, Cătălin ne-a povestit ce a făcut la Bruxelles și ce impresii i-a lăsat orașul. Aveau standuri, diferite standuri în cadrul Comisiei Europene, acolo sunt oamenii la niște standuri. Foarte creativ tot făcut, adică noi la modul, hai veniți și noi azi vă povestim cu ce ne ocupăm. Nu, vii și interactiv, adică dacă ne ocupăm cu încălzirea globală, noi îți arătăm procesul, îți arătăm niște chestii, îți mai dăm niște stickere să înțelegi, îți mai dăm un pic de informații. Aici în spate o chestie animată în care tu vezi ce se întâmplă de fapt. Pentru telespectatorii Jurnal TV, Cătălin a pregătit un proiect nou. O să pornim curând o serie de vloguri făcute în colaborare cu cei de la EU Neighbors East, care ne-au invitat de fapt acolo. Și am făcut, da, un set de vloguri în care arătăm cam ce am făcut, ca să simtă și oamenii de acasă cum a fost experiența noastră acolo. Proiectul va fi lansat în luna iunie pe canalul de YouTube al postului nostru de televiziune. În această vizită la Bruxelles au mai fost participanți din Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Republica Moldova și Ucraina. Cătălin a participat la întâlniri în cadrul instituțiilor europene, unde au fost organizate grupuri tematice și evenimente de networking, precum și activități comune cu tineri activiști din Balcanii de Vest și vecinătatea de Sud. Împreună cu alți formatori de opinie, Cătălin Lungu a vizitat Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene, Serviciul European de Acțiune Externă și Direcția Generală Vecinătate și Negocieri privind extinderea. Totodată a participat la summitul creatorilor de conținut.